Așezările rurale sunt cele mai vechi așezări umane în care predomină activitățile agricole de tip cultura plantelor și creșterea animalelor. Are componente specifice: vatra satului, zona în care sunt concentrate casele, moșia satului, reprezentând terenul agricol, și populația, cea care a construit vatra și muncește moșia. Amintește-ți cele învățate la educație tehnologică și realizează corespondența corectă dintre tipurile de sate și imaginile corespunzătoare. Hai să aflăm, să ne amintim ce înseamnă satele adunate, specifice zonei de câmpie, sate risipite, specifice zonei de munte, sate răsfirate, specifice zonelor de podiși și dealuri, satele liniare, dispuse în lungul rețelelor de comunicație și a rețelei hidrografice. După materialul de construcție utilizat și zona geografică, satele pot fi sate de tip stup sau cuib, specifice zonei mediteraneene, din piatră, sate cu case din isme, formate din bârne de lemn, specifice Europei Nordice și Rusiei, sate cu case din cărămidă sau piatră, specifice Europei Vestice și alte regiuni de pe glob, sate cu case de tip iurtă, de formă rotundă, acoperite cu pâsle, specifice Mongoliei, sate cu case din chirpici, specifice Europei Estice, dar se întâlnesc și în Africa, în partea nord-vestică a Indiei, în America de Sud. Sate de tip kraal, specifice Africii de Sud, sunt construite din lut, au formă rotundă, au poziție circulară, cu o piață centrală, încercuite de un gard format din uiele împletite.